Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să ne jucăm Dead by Daylight. Suntem aici cu The Shape, a.k.a. Michael Myers. O să folosim Franklin's Demise, Dying Light, Nurse's Calling și Ruin ca parcuri. Am zis să joc cu The Shape pentru că cineva chiar mi-a comentat la ultimul episod de Dead by Daylight și am zis, well, ok, hai să îi fac pe plac. So, o să ne jucăm cu Michael, dar după cum știți, chiar nu știu să joc Michael deloc. Cred că am jucat de 5 ori în viața mea. So, pentru asta, nu vreau să fiu cancer, dar well, you know, o să ne punem un addon care o să ne facă evil within-ul de 3 permanent, so îmi pare rău de survivori, dar poate o să reușească să scape, who knows. Și ne punem și un mori galben pentru ultimul, you know. Să sperăm că nu o să uităm să-l dăm, că eu de obicei uit să le dau, dar e ok. Și da, nu uitați să apăsați butonul de like, să facem și noi acolo 40 de like-uri și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă și revenim cu meciurile. Am revenit aici și cu primul match. Nu-mi place mapa, dar nici lor nu le place, sunt sigur. Sper să nu uit de moriul pe care l-am pus. Mă, uite mie unde îmi pune totemul, fix. Fix la vedere. Uite în vedere că suntem pe mapa asta, trebuia să îl pune și într-un colț. Zic. Ia, îi dăm stock, îi dăm. Aud pe cineva cum caută în chest. Asta nici nu... nici nu se simte. S-a simțit nebuna. Mama, asta s-a căcat pe ea, mă. Ce ai, mă? Bă, dar ăștia chiar nu... n-au nicio treabă. Boss... bă, tu ești handicapată, frate. Tu nu te potolești până nu îi găsești. Păi pentru asta, nebună. Ia uite, mă, ce nebună. Ia, s-a dus să ia toolbox-ul. Bravo, boss. L-am auzit și pe ala, dar mergem după ea dacă tot am pornit, nu? Zic. A, a luat-o pe partea asta altă. Stai că vreau să văd și unde-i bilă ăla. Doar nu-i indulat. No. Mă, ăștia chiar n-au nicio treabă. Am uitat, scuzați-mă, v-am zis. Am jucat, cred că, de 5 ori în viața mea cu Michael. Are lounge-ul ăsta foarte mic. Prost am fost. Dar îmi spart destule. S-a căcat asta pe ea. Și mai știu pe cineva aici. Lasă că vreau să-mi fac treiu. Vreau să-mi fac treiu că-s proști. Chiar dacă n-am pus vreun hook până acum. Deci ar trebui. Păi pentru asta și eu prost. Asta o să-mi dea paleta. Doamne, dar prost mai mare ca asta n-am văzut. For real. Poate nu vine și-mi dă flash eye save. Îi dă. No? N-a venit. E bine că mai avem încă ruinul în viață, dacă mă înțelegeți. Mă, tu potolește-te că o să mori. Cineva îmi face tot temul. Tu chiar îți permiți să faci asta, nebuno? Nebuno? Care ești? Mergem în partea aia, că nu vreau să-mi facă tot temul încă. Lasă că vreau să-mi fac stock-ul. Stai să vezi când îmi fac trei eu, săracii. N-au ce să-mi facă după. Momentan așa am jucat-o mai chill, după cum puteți vedea. Nebuna tot vine. Normal că vine.
Lasă, boss, că suntem ok momentan. După ce ne facem treiul... După ce ne facem treiul, o să fie mai nașpa pentru ei. Nu, nu, nu. Vreau încă ruinul să-l am. O joc cam prost, recunosc. Chiar joc foarte prost. O să mergem aici. Dacă mai apucăm. O pățiți pentru asta, vă zic eu. O pățiți pentru asta, boșilor, dar grav. Că deja gata, nu mai intre ce trei niciodată. Poate să-mi facă și ruinul. Că nu mă interesează, boss. Asta nu cred că mai are doar o paletă aici jos. Bravo. Dar cred că nu... Nu știe, că dacă știa... Cred că o apuc. Da. Pare rău, boss. Avem și basement-ul aici pentru tine. Bă, nebunule, ia vezi ce treabă. Nu știu dacă ea realizează că e... Că e permanent. Dar nu prea mă interesează. A, pe asta m-ai pus-o pe hook? Nu știam. Chiar nu știam. Bun. Bun, bravo. Lasă că-l luăm pe el. Și-l punem tot în basement. Ăsta e un suf. Îmi pare rău că nu joc foarte bine, dar... Pana mea. Cred că e a cincea oară în viața mea când joc cu Michael. Dar nu trebuie să mă scuz că... Aia e. Voi ați vrut să joc. A mers cineva? Nimeni? Puteam să jur că a mers. Nu vreau să-i las să repare. Bă, chiar nimeni? Așa zicem și eu. Tot pe ăsta l-am prins. Mă risc să-și dea decisive, aia e. Nu mai am chef să... N-a avut decisive. Of. Voi... Sincer, credeam că e... Oh, fuck. Credeam că e altcineva care e full, dar ăia l-alți văd că nu vin la save. Nu știu ce fac ăștia alții. Că de reparat nu prea repară. Ba da. O, ba da. O, săracul Jake. Că-l prind și-l bag și pe el în basement. Haifu player îl cheamă. Bă, dar tot în basement îl bag. Poți să faci tu ce vrei. Uite, ți-am adus prietenul. N-am ce să le fac.
Aia e boss. Am văzut unde s-a dus aia altă. Sau ăla la alt. Ce-o fi? Hai să-i lăsăm totuși. Dar nu o să stau acum să o caut pe asta pe aici, când știu unde sunt ceilalți. Nu trebuie să-i las să repare. Asta este clar. Nu prea mai are rost să-și dea heal. Băi, ești prost. Ăștia n-au ieșit din basement. Haifu player n-a ieșit din basement. Nu știu aia altă dacă a ieșit sau nu, dar nu stau să verific acum. Uite că a plecat aia altă acum. Poate nu s-a băgat în dulap aia, acum mergem să verificăm generatorul. Că nu mai stau... Trebuie să jucăm foarte safe. Aia știu unde s-a dus. Deci doar generatorul ăsta mai e. Nu, că nu cred că repara ea singură aici. Chiar nu cred că repara singură. Mă îndoiesc. Aia acolo. Oare unde e aia altă? Că e ăla alt sau aia altă, nu știu sincer ce e. E ascuns pe undeva. Sau ascunsă pe undeva pe aici. Bravo, oh, dar eu nu las generatorul ăla, că am adrenalină mai mult ca sigur. Chiar unde căcat e ăla la alt. What the fuck? Deci generatorul ăla nu s-a mai apucat. Chiar n-am idee, sincer, unde e ăla alt ultimul. E ascuns pe undeva și aia e. Bă. Aș vrea, sincer, să fac 4 din 4. Nu m-ar supăra. Dar, da, e cineva. Că nu degeaba mă ia asta după ea. Na. Ce ai făcut, boss? Că nu ți-a ieșit schema. Bă, la... Nu, aia e, ia... Să ia hatch-ul, că eu nu stau să-l caut acum să lungesc episodul. Chiar mai vreau să fac un match. Îmi pare rău. Îmi pare rău de waifu aia, că e proastă și se ascunde. Adică cred și eu că am... 3-ul infinit, dar probabil găsise hatch-ul și de-aia. Bravo ei, n-am ce să-i fac. Opa. Waifu. Pare rău, nebuno, dar tu ai stat... Pentru tine am ceva mai special. V-am zis că era să uit dacă nu mi-apărea. Of. Asta meriți tu dacă stai să te ascunzi. Bă, dar ea nebuna s-a ascuns. Nebuna s-a ascuns. N-a ajutat-o pe aia. Și eu chiar n-aveam ce să fac, am încercat. Mai ales că n-am mai jucat. Deci chiar vă asigur că n-am mai jucat Michael.
Am făcut și asta. Pe asta cred că l-am de foarte mult timp acolo. De câteva luni. You piece of shit. Rank 4. Deci chiar n-am ce să-i fac. Aia e. Având în vedere că you know, am picat și pe mama pe nașpa. Și ei, și pentru ei a fost nașpa. Dar și pentru mine a fost nașpa. Uite, avea și brand new part. Aia e. Zice asta Easy, care a murit de mult. Camp the Hatch. Săraca. Da, să știi că aia chiar a campat hatch-ul. Nu știu care campa hatch-ul sau... De fapt n-a campat niciuna hatch-ul că nu l-a găsit, ce naiba. Nu știu ce făcea ultima pe care am omorât-o. Cred că waifu o chema. Da, waifu, că i-am dat mori. Da, revenim cu al doilea meci. Să sperăm că îi omorâm mai repede. Am revenit și cu al doilea meci. Mamă, de când n-am mai jucat pe mapa asta, mă jur. Nici ca Survivor, nici ca și Killer. N-am mai jucat de mult. Să sperăm că o să ne descurcăm mai bine. Să sperăm că well, voi ați vrut să fac boșilor să joc Michael, da? Eu vă respect cerința de a juca cu Michael. Chiar dacă nu o să vă... Chiar dacă, cum să vă zic, nu o să vă fac pe plac jucând foarte bine. Mă, eu joc cum mă descurc acum. Voi ați vrut să joc cu ceva, să-mi spuneți cu cine să mai mă joc. Acum, da. Nu știu ce a fost în capul lui Bill ăsta. Dar clar n-a jucat bine deloc. Deja au făcut un generator. Cu ajutorul lui mi-am făcut și evil lui din 2. Hai, ăsta e Genji din Overwatch. Mamă, ce tunnel o să-ți fac ție pentru că tot îi ceri lui Mercy Hill. Că îi spamezi. Hai că vreau să-i dau un hit. A rămas fără medkit domnul Genji. Deșteaptă ești. Dar nu cred că vine cineva să depare ta. Bun, boșilor. Bun. Ei stau să repare. Mă, o să vedeți voi ce reparați. Eu vreau să-mi fac Evil Within 3. Da? Oh, hello! Hello! Te-am văzut și pe tine, în partea cealaltă. Mamă nea asta cum a intrat în... Bă, nea, o să-mi fac... Treiu complet pe tine, nebuno! Nebuno! Gata, boss. Termina meciul. Nu știu dacă fac 4 din 4 acum cu Hecio. Dar... poate are decisive. Poate are. Dar nu știu ce a făcut Tone asta, sincer. Ăștia sunt suf, să știți. Cred că trebuie să știți și asta. Că au intrat toți așa dintr-o dată și... Hai să nu mergem după Bill, să mergem după Karina sau Zarina. Zarina, ca Sir. Așa o cheamă. Să nu-i păcesc numele că... Nu vreau să primesc. Da, și eu cu mișcarea asta... Nu știu la ce mă așteptam, sincer. Dar e ok, pentru că avem aici cineva... Pe cineva care își dă heal. Dar nu o să o iau. Că Zarina încă e pe aici. O miros!
Ăștia-s buni pe reparat generatoare, observ. S-a dus Genji pe lumea cealaltă. S-a dus Genji pe lumea cealaltă. Nu mai stau acum să o lungesc ca meciul trecut. Ok, Genji, bye bye. Nu-mi dai punctele tale. Nu că aș avea nevoie. Măi, Bill. Bilul ăsta ce crede că face? Dă paletele așa, iurea, bravo. Ești foarte bun tu. Mă, s-o înjurați pe Nea că ea mi-a dat Evil Within 3. Mai spargem palete, nu mă supăr, boss, nu mă supăr. Nu, eu vreau pe Zarina. Aia e Nea. Bravo, boss. Deși cam l-a atins cuțitul ăla, dar hai să zicem și noi că nu. Ia să-l lăsăm puțin pe el, că am spart destul de palete. Aș vrea să spargem toate paletele din nou. Din ăsta, dacă se poate, dar te-am văzut, Zarira! Nu știu, era cineva fac. Lasă că eu vreau pe asta, că pe ea o urmăresc, că pe ea n-am luat-o până acum. What the fuck, credeam că e mai deșteaptă, dar nu e. Bravo. Cred că știe că e cam moartă, nu? După ce dă și paleta aia altă. Ah, wow. Nu mai avem nici ruin. Mă, asta văd că știe cât de cât să joace. Dar tot. Nu ajută cu echipierii deloc. Atât ți-a fost. Post-mortem te cheamă. Oh, fuck. N-o duc în basement. Bravo. Mă întreb oare unde-i Nea. Mă întreb oare unde-i Nea. N-o s-o pun pe hook. Că bilul ăla nu vreau să se ascundă după. Bil. Ăsta e bun la ascuns, cred. Ah, wow, uite-l. Nevermind, nu-mi retrag cuvintele. Bill. Oh. Care erau, mă, șansele, nebuno? Nu te las să scapi. Ai avut noroc. Trebuie să recunosc. Dar, da, s-a eliberat la momentul nepotrivit. O să o luăm după pe ea. Poate găsește Hage-ul ca a jucat bine. Ai venit la mine să te pun mai repede pe hook. Mulțumesc, Nea. Mi-ai făcut ziua mai ușoară. Munca mai ușoară. Ia uite aici ce-a dat Genji DC. Well, așa se întâmplă și în Overwatch, nou. Când omul este toxic, nici nu vreau să știu cum e în Overwatch. Chiar nu l-aș vrea să... n-aș vrea să-l am ca o echipier. Da. Zarinuța. Ce caut asta, mă, la etaj? Ce faci, fă, aici? Da. Frumos match. Mă bucur că v-am cunoscut. Un suf... mă, ei au încercat, dar... nu-i vina mea că la faza aia chiar mi-a dat feed Nea, dar mi-a dat feed. Și Bill mi-a dat feed, ăștia așa, nici măcar nu s-au gândit, mă, să-și face treiul. Da, trebuie să recunosc că și eu am avut adunuri cam OP.
Dar nu-i vina mea. Uite, am găsit și hatch-ul. Nu-i vina mea pentru că am o scuză. Scuza mea este că... Nu știu, chiar nu am o scuză. Sincer, nu am jucat cu Michael de foarte multe ori. V-am zis de maxim 5 ori până acum. Dar asta nu e o scuză să nu joc bine, dar... totuși, am vrut să fie ceva mai interesant episodul ăsta, nou. Că dacă era unul basic, ce mai... eu zic că primul meci a fost puțin mai interesant. Puțin de tot. Dar, da. Și ăștia s-au străduit. Mazarina chiar știa acolo ce face, dar... Nu știu cum îl cheamă. Genji ăla chiar n-avea nicio treabă, frate. Nici Nea n-avea nicio treabă. Nici Bill n-avea nicio treabă. Da, îmi pare rău că a nimerit într-o așa echipă. Dar practic e așa ales pentru că sunt suf, v-am mai zis. Se iau la prieten pe Steam, dar da, n-am ce să-i fac, ea a vrut să joace cu ăștia. Și nu știu dacă o să primim hate. Ia să vedem, primim hate sau nu. Stați. Uite, avea rank 6 și avea doar un păr, săraca. Chiar acum e milă că am omorât-o. Îmi pare rău. Post-mortem. Da. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like, să faceți și noi acolo 40 de like-uri și da, să uite-mă, bravo. GG's chiar. Bravo, mă, deci asta chiar nu dă hate, mă. Uite, chiar ăsta e ok, omul. Și știa că a avut o echipă de căcat și n-a avut ce să facă. Dar măcar a scris GG's. Putea să fie toxic, you know? Dar aia e. Sper că v-a plăcut acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like. Normal că no skill noob. Cine vorbea? Nea? Nea vorbea? Care mi-a sărit în față și mi-a dat feed. Bă, dă-o naibii că-i proastă. Mă jur. Cred că Nea e asta cu balance landing. O să... În fine. Dacă scrie ea asta, chiar e proastă rău. În fine, am terminat și noi acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like, să faceți și noi acolo 40 de like-uri. Și să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă. Și da, ne vedem în următorul episod. Pa, pa!